În Republica Moldova va fi creată Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Despre aceasta a declarat Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, la o ședință cu participarea membrilor asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, în scopul examinării constrângerilor și soluțiilor în pregătirea sistemelor de irigații pentru noul sezon agricol, transmite moldpress.md. Noua autoritate administrativă centrală va fi instituită ca urmare a necesității de a implementa politici și actele normative referitoare la domeniul hidroamelioraţiei, integrităţii patrimoniului hidrotehnic transmis, încomodat, supravegherii și monitorizării acestuia. Statul va investi alături de agricultori pentru a dezvolta potențialul de irigare. În scopul restabilirii sistemelor de irigare urmează să fie semnat în luna mai acordul de credit cu Banca Mondială. Creditul are o valoare totală de 55 de milioane de dolari, dintre care 25 de milioane vor fi investiți în restabilirea sistemelor centralizate de irigare. Investițiile sunt valorificate pe deplin doar cu implicarea plenară a sectorului privat. Agricultorii vor veni cu propria contribuție, iar statul va acoperi investițiile prin alocarea subvențiilor, a rezumat Vladimir Bolea.